În perioada 16-22 septembrie, polițiștii argeșeni au participat la acțiunea Roadpol Safety Days, destinată prevenirii incidentelor rutiere, conform programului Operațiunilor Europene 2024 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa. Proiectul și-a atins obiectivul în județul nostru, având în vedere că în data de 18 septembrie nu a fost înregistrat niciun accident grav cu persoane decedate. În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 3041 de autoturisme și au aplicat 639 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care nu au respectat regimul legal de viteză stabilit pentru sectorul de drum pe care se deplasau. Totodată au fost reținute 25 de permise de conducere. Potrivit statisticilor, din cauza vitezei, sub cele două forme ale sale, neadaptată sau neregulamentară, în primele 8 luni ale anului 2024, în județul Argeș au avut loc 67 de accidente rutiere grave, în scădere cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, în urma cărora 25 de persoane au decedat și 48 au fost rănite grav. Aproximativ 15% din totalul accidentelor grave au avut viteza drept cauză generatoare.